Bună ziua, mă numesc Tanciu Alexandra și sunt de la A&A TV. Îmi puteți răspunde la câteva întrebări? Sigur. După cum știți, elevii școlii gimnaziale au participat la concursuri naționale de teatru, unde au câștigat și premii mari. Credeți că ați putea face pe lângă cursurile deja existente și unele de actorie? Cu mare drag, dacă găsim un profesor care să fie alături de voi și să vă îndrume, Primăria Măgurele propune în Consiliul Local să susțină activitatea aceasta pe care voi vreți să o faceți. După cum am mai spus, elevilor le place să joace teatru, dar sunt sigură că le-ar plăcea foarte mult să fie și spectatori. Din câte am observat, școala nu prea face excursii la teatru. Copiii au nevoie uneori de aceste mici pauze în care se poată învăța mai multe despre cultură și să vadă specialiști pe scenă. Ce puteți face legat de asta? Să vă ajutăm să mergeți la teatru de câte ori aveți nevoie. Și recomand lucrul ăsta, să mergeți cât mai des la teatru, că aveți ce să învățați. Cu ocazia săptămânii altfel, elevii au participat la crossul prietenii. Mulți sunt pasionați de sport și abia așteaptă această oră. Am admirat de mult timp exteriorul sălii de sport. Când credeți că putem intra și în interior? Sala de sport este gata în momentul de față. Urmează doar să fie predată Primăriei Măgurele. Sperăm ca într-o lună, adică undeva la cel târziu 1 aprilie, 15 aprilie, să putem să beneficiem de ea și să o predăm într-o anumită perioadă, încât copiii să poată să meargă să facă orele de sport acolo și nu numai copiii, și tineretul din localitatea noastră, că până la urmă de aia s-a investit în sala de sport pentru voi. Mulțumesc! Cum vă numiți? Diaconul Vasilică, primarul Comunei Măgurele.